Amaru este o comună din județul Buzău formată din satele Amaru, Câmpeni, Dulbanu, Lunca, Scorțeanca și Lacusinaia. Comuna se află în sud-vestul județului, într-o zonă de câmpie, la limita cu județul Prahova și este străbătută de drumul județean 102H, care o leagă de orașul Mizil spre nord, respectiv de DN2 la Căldărușanca spre sud. La cârma comunei Amaru se află încă de la începutul mileniului 3 aceeași persoană, primarul Constantin Croitoru, și a început activitatea la primărie în anul 1996, în calitate de viceprimar. De atunci și până astăzi, multe lucruri s-au schimbat în comună. Asta pentru că alesul Constantin Croitoru nu se poate mulțumi cu puțin, drept urmare și a setat întotdeauna obiective mărețe, totul pentru ca locuitorii din Amaru să se simtă cetățeni europeni și să se poată mândri cu a lor comună. Primarul s-a axat pe toate domeniile primordiale unei dezvoltări sănătoase. Așadar, atragerea agenților economici ocupă de ani buni un loc fruntaș în topul priorităților lui Constantin Croitoru. În comuna Amaru avem poate cea mai mare fermă de pui din România. Avem fermă de porci, fermă de vaci, încă o fermă de pui. Am convins un investitor danez să-și deschidă firma pe Amaru. Au clădiri, silozuri și toată baza lor materială o au la Amaru. Toate veniturile vin la bugetul local al comunei. Setea primarului de a propulsa comuna Amaru în topul celor mai importante din punct de vedere al dezvoltării din România l-a determinat să pună mare accent pe conceptul de evoluție, dar în egală măsură să acționeze concomitent cu nevoile locuitorilor. Din primul meu an de mandat din anul 2000, principala preocupare a fost să îmbunătățesc infrastructura din comună, iar prima provocare pe care am avut a fost de a pune în funcțiune instalația de furnizare a gazelor naturale către locuitorii comuna Amaru, lucru pe care l-am și făcut în anul 2001, în luna septembrie. Alte preocupări principale au fost dezvoltarea infrastructurii, drumurile toate erau de piatră și de pământ, m-am axat de la început pe drumurile comunale, iar primul drum pe care l-am reabilitat a fost în drumul comunal DC36 Amaru-Câmpeni, în anul 2003, prin programul SAPARD, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul a costat peste 18 miliarde de lei și reprezintă o investiție cu impact major asupra locuitorilor comunei. De asemenea, și drumul comunal 165 Scorțeanca-Lacusinaia, dar și drumul comunal 39 au fost asfaltate. În prezent sunt vizate drumurile de interes din satul Amaru. Este vorba despre 17 străzi care vor fi de asemenea asfaltate prin programul PNDL2, iar valoarea acestei investiții ajunge la 35 de miliarde de lei. Dincolo de infrastructură, primarul și-a dat interesul și în ceea ce privește combaterea infracționalității în comuna Amaru. Nu i-a fost greu să găsească o soluție menită să aducă liniște în rândul locuitorilor. Pentru a crea o stare de siguranță cetățenilor, în anul 2015 am instalat 36 de camere video în comună. Mai mult, în anul 2018, la fiecare intrare în sat, către fiecare sat, am instalat camere de înaltă performanță, care scot un jurnal cu toate mașinile care au trecut, cu toate persoanele care intră, cu tot avem un control absolut la tot ce mișcă în comună. În felul ăsta am stopat furturile de animale, de păsări, spargerile de locuințe. Dincolo de nevoia de securitate de-a lungul anilor, reușitele primarului s-au îndreptat și spre alte domenii de interes. Aliniate parcă la sloganul Mens Sana in Corpore Sano, resursele administrației locale au fost concentrate și în zona activităților sportive. Constantin Croitoru a făcut tot posibilul ca tinerii să beneficieze de spații amenajate în care mintea și trupul pot zburda nestingherite. O altă preocupare a mea a fost și crearea pentru copiii din comună a unui cadru propice de desfășurare activităților sportive. În acest sens, la școala Gimnazia la Amaru, am amenajat un teren sintetic, tot din fonduri din bugetul local, am instalat și o nocturnă, pot spune că copiii au o preocupare și activitatea sportivă școlară se desfășoară în condiții, dar este pus și la dispoziția persoanelor care vor să desfășoare o activitate sportivă. De asemenea, pe parcursul mandatelor, primarul a pus accent și pe reamenajarea tuturor clădirilor importante din comună. Astfel s-a ajuns ca principalele imobile din administrația Amaru să aibă o nouă înfățișare. Altă preocupare pe care am avut a fost și reabilitarea clădirilor care aparțin domeniului public și privat al comunei. Și aș începe cu școlile, cămilele culturale.
Pot spune că astăzi toate căminele sunt reabilitate, toate școlile sunt reabilitate, sunt dotate la standard modern. Grădinița este amenajată și dotată la ultimele standarde. Clădirea dispensarului uman a fost reabilitată în 2 ani cu fonduri din bugetul local. Primarul a mai precizat că în anul 2013 a fost achiziționat mobilier nou pentru dotarea căminelor culturale, unde acum evenimentele locale se pot desfășura în condiții optime. De asemenea, Constantin Croitoru s-a luptat ca în comuna Amaru iluminatul public să se facă în condiții de maximă eficiență. Iar de la plan până la implementare nu mai este decât un pas. Asta pentru că edilul și-a dat interesul să aducă în comună tehnologia LED. În anul 2019, văzând situația, cheltuielile foarte mari care erau generate de cele lămpi pe vapor de sodiu și mercur, în anul 2019 am contactat o firmă, adică prin sistemul de achiziții publice, am achiziționat 705 lămpi, aici intră și montajul și achiziția lor. Nu va fi stâlp în comună să nu aibă lampă pe LED puse pe el. Iar în lumina comunei Amaru trebuie să strălucească și obiectivul inclus pe lista monumentelor istorice din județul Buzău. Este vorba despre situl arheologic Valea Dulbanului. Și dacă tot a venit vorba despre evenimente istorice care au marcat într-un fel sau altul comuna Amaru, edilul ne-a povestit și despre importanța pe care primăria a acordat-o centenarului Marii Uniri și modul în care au fost răsplătite personalitățile comunei. Pentru cinstirea trecutului istoric și a înaintașilor noștri, avem amenajate 2 monumente ale eroilor în satele Amaru și Lunca, de care pot să spun că sunt mândru. Am avut acum câțiva ani, am serbat un cetățean care a împlinit 100 de ani, care a luptat pe front, mai mult pentru a cinsti memoria înaintașilor noștri și a eroilor comunei noastre. În anul 2017 am acordat la 13 eroi diplomă de cetățen de onoare al comunei. Un alt proiect care se află deja în faza de execuție este alimentarea cu apă în satele Scorțeanca și Lacul Sinaia, prin programul PNDL2. Investiția ajunge la suma de 24 de miliarde de lei. Pe de altă parte, alimentarea cu apă în satele Amaru și Dulbanu nu este pusă în funcțiune, deoarece apa nu poate fi potabilizată. Se lucrează în prezent la extinderea unei conducte din zona Merei Pietroasele pentru localitățile Săhăteni, Vintilanca, Năieni, Amaru, Mihăilești, Movila Banului și Florica. Totul pentru ca întreaga așezare să beneficieze de condiții optime, iar dezvoltarea comunei să continue cel puțin în ritmul pe care primarul l-a impus până acum.